39 de lei sunt banii cu care un făgărășan este obligat să trăiască în fiecare lună. Ioan Olteanu are 55 de ani, iar anul trecut a suferit un accident vascular, iar de atunci a rămas cu sechele. Capacitatea lui motorie a fost afectată. După o viață de muncă, practic omul nu mai poate să muncească pentru a se întreține. De aceea, bărbatul s-a resemnat și s-a prezentat la comisia de expertiză pentru a-i se stabili gradul de handicap și pentru a primi ajutor bănesc din partea statului. Zi și făcut, Făgărășanu a urmat toate etapele, dar când i-a venit pensia de handicap, a mai avut un șoc. Suma cu care reprezentanții statului consideră că poate trăi este de doar 39 de lei pe lună. Eu am pensie de handicap, am fost la comisia din Brașov de medicină, mi s-a aprobat o pensie de handicap și după tot la sfârșitul anului, a lunii următoare, venea tot un răspuns. Când am dreptul, când să mă întorc, când nu știu ce. Când am primit primul cupon ăsta de pensie, 39 de lei. Eu cred că așa nu se poate trăi. Nu știu care zău să descurcă mai bine așa. Al venit mai aveți? Nu am niciun venit. Ăsta e singur. N-am nici altul ajutor social, nici nimic. Asta e singurul motiv, adică ajutor. Da. Și cum credeți că vă veți descurca? Cu Dumnezeu, mi-am luat cu fiata, cu fata, mi-a ajutat fata, cum mai poate ea, zic. Marca mă trece așa, e pensionară, așa, amărâtă, mă dă așa câte o ouă, câte o de la găinșe, așa, un cartof, ce mai poate și ea. Asta e situația. Din disperare, Ioan Olteanu a început să bată din poartă în poartă, cerând ajutor, însă singurul răspuns pe care l-a primit a fost să vină peste un an. Ușor buimăcit, omul nu-și mai poate imagina cum va fi următoarele 12 luni cu 39 de lei în buzunar. M-am dus la ajutorul social și am întrebat cum se pot să plătesc. Ce, domne, ce, eu nu știu de cum să... Încercați toate soluțiile. Am luat prieteni care mă cunosc. Bă, unde să mă duc să mă rog, mă? Să mă tot plâng. Bă, zice, n-ai decât la ajutorul social. M-am dus la astea, doi, ce, nici eu nu știu, nu m-am acționat la comisie înapoi, când a fi peste un an de zile, când atunci am trecut la comisie să-mi facă o altă evaluare. Până iure ceva ca asta. Și ce să mă zic atunci? Cui să mă plâng? Și n-am cui. Și nu vreau să dacă puteam să lucru, doamne, nu întreba, că nu studia să mire și pomană, dar cum să lucru, doamne? După asta am avut asta vascular, nu că asta e una, dar mă știi și un șantă, mă știi și cu chiciorul, nu știu, că acolo mă scurt, nu chiar pe jos, dar am de lucru, nu cremez. Meseria pe care Ioan Olteanu a avut-o a fost aceea de strungar. Această meserie a practicat-o la Upruc timp de 10 ani. În ultimii ani a lucrat la negru, dar în urma accidentului vascular, viața lui s-a schimbat. A rămas la mâna statului. Cele care îl mai ajută sunt mama și fata lui.